Salutare pariori! Pentru ziua de vineri, tipserii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 6 pronosticuri. Haideți să le vedem! Monaco-Nant. David Chirilă spune că pentru Nant se anunță un nou sezon foarte complicat. După ce în precedentul a reușit să se mențină în prima ligă prin câștigarea barajului, investițiile din această vară au fost destul de modeste. De cealaltă parte, Monaco are pretenții mari în noul sezon. Vine după o victorie obținută cu scorul de 2-0 în preliminariile Ligii Campionilor, iar împotriva lui Nant a reușit să se impună în fiecare din ultimele 6 întâlniri. Având în vedere aceste detalii, tipsterul nostru recomandă pariul pe victoria monegascilor. Botoșani UTA Arad. Tipsterul Red mizează pe un meci destul de echilibrat, deoarece ambele echipe au demonstrat în acest start de sezon că au un joc defensiv solid. Cu toate acestea, FC Botoșani ar trebui să plece cu prima șansă. Formația moldoveană vine după o victorie reușită în deplasarea de la Craiova, iar atunci când evoluează acasă, suferă foarte puține înfrângeri. Prin urmare, pronosticul tipsterului nostru este 1x și sub 3,5 goluri. Alex Rizea și-a îndreptat atenția spre semifinala olimpică de la handbal feminin dintre Franța și Suedia. Franțuzoicele au trecut fără probleme de Olanda în sferturi, într-o partidă în care defensiva a mers perfect. De cealaltă parte, scandinavele au avut un start de turneu bun, dar pe parcurs au arătat slăbiciuni care pot fi speculate din plin de adversarele de vineri. Cele două echipe s-au întâlnit și în faza grupelor, încheiind atunci la egalitate. Cu toate acestea, ținând cont că acum miza meciului este mult mai mare, pronosticul tipsterului nostru este victorie Franța. Wade ne aduce în atenție semifinala olimpică de basket feminin dintre Japonia și Franța. Cele două echipe s-au mai întâlnit în faza grupelor, când basketbalistele nipone s-au impus la o diferență de 4 puncte. Japonia a trecut în sferturi de Belgia printr-o victorie obținută la un singur punct diferență, în timp ce Franța a învins-o pe Spania la 3 puncte. De această dată, tipsterul Wade se așteaptă ca franțuzoicele să aibă mai multe îmbunătățiri față de meciul din grupă și totodată să-și valorifice superioritatea, așa că pronosticul lui este că Franța se va impune. Mendes Petkovic. Andreea Petkovic merge perfect la turneul de la Cluj. A eliminat două românce, pe Dulgheru și Cristian, arătând că este în formă și are o poftă mare de joc. De cealaltă parte, Mendes se află la cel mai bun rezultat din acest an. Aceasta a profitat de problemele medicale acuzate de Țurenco și astfel a reușit să treacă de faza optimilor. Tipsterul Adrian spune că diferența dintre cele două jucătoare este destul de mare și ținând cont de forma și experiența lui Petkovic, recomandarea lui este pariul de tip scor corect la seturi 2-0 Petkovic. Sporting Vizela. Având în vedere că Sporting este campioana Portugaliei și la sfârșitul lunii iulie a câștigat și Supercupa în urma unei victorii obținute în fața celor de la Braga, tipsterul Radu Oprea crede că nou promovata Vizela nu va avea nicio șansă în această confruntare. Diferența de valoare dintre cele două echipe este uriașă și având în vedere că Sporting primește rare ori gol atunci când joacă pe teren propriu împotriva unor adversari de jumătatea a doua a clasamentului, pronosticul tipsterului nostru este că Vizela nu va marca niciun gol. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.